Sfântul Nicolae este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română și cea Romano-Catolică în fiecare an, în data de 6 decembrie. Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, dar și al marinarilor, brutarilor, femeilor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. Legenda lui Moș Nicolae ne spune că Sfântul Nicolae a fost episcop de Mira, recunoscut ca sfânt începând cu secolul al XVI-lea, s-a născut în jurul anului 280 într-o familie bogată în localitatea Patara, în provincia Lichea, din partea asiatică a Turciei de astăzi. Se spune că sfântul a salvat de la prostituție trei surori foarte sărace. Tatăl se gândise deja să le împingă spre desfrâu, când Sfântul Nicolae l-a sărit în ajutor, aruncând pungulițe cu bani în camerele fetelor. Acestea s-ar fi căsătorit la puțin timp după primirea darurilor de la Moș Nicolae. Se mai povestește că Sfântul Nicolae ar fi salvat de la naufragiu, prin rugăciune, niște marinari, iar de atunci aceștia îl cinstesc și îl consideră ocrotitorul lor. Tot atunci, Sfântul Nicolae a înviat un tânăr corăbier care căzuse de pe catarg și se necase. De asemenea, în Alexandria, Sfântul Nicolae a vindecat mulți bolnavi și demonizați. Moare în jurul anului 345 în localitatea Mira, astăzi Coca Demre, în Turcia. Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae. O, prea bunule Părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine. Sârguiește de grab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi, cei care cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem într-un tunericul păcatelor. Și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic, pentru ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și de partea de-a dreapta împreună cu toți sfinții să ne învrednicim. Amin.